stătea fain unul cu... Uite așa, și faza asta e faină. Mai ales pe muzică. Da. Vine așa dramatic, așa. Perfect stai. Fă așa, da. Mai lin, așa. Acum la scena pe jos. Sau, fă ăla, lumânarea topită, dacă... Da. Asta să te ridică. Ba, n-arată, n-arată, arată fain. Asta arată fain. Dar Vite nu știam că tu poți să faci asta. Nici eu. Acum lasă-te frumos jos ca să pui toată faza asta care arată fain. Ce este iubirea de sine, de fapt? Când ne punem întrebarea, tu te iubești pe tine, mai întâi trebuie să ne gândim ce este asta. Faptul că ești mulțumit cum arăți, cum ești în interiorul tău, sau faptul că ai grijă de tine. Eu cred că ambele înseamnă iubire de sine. Și ambele ar trebui să fie la fel de importante. În cazul meu, prima parte se aplică foarte bine și, ținând cont de ea, pot să răspund cu da, mă iubesc pe mine. Adică sunt mulțumită de cine sunt eu, sunt... Nu, n-aș vrea să mă schimb, n-aș vrea să fiu altcineva, sunt fericită cu mine. În schimb, partea a doua mă pune un pic pe gânduri, deoarece în ultimul timp am început să fac o grămadă de activități, să mă implic foarte tare în toate sau cel puțin să încerc asta, dar s-au adunat foarte multe și n-aș vrea să renunț la niciuna, dar chestia asta mă epuizează foarte tare și nu mai am tot timpul așa de mult timp pentru mine. Nopțile am început să dorm mult mai puțin decât ar fi necesar, am început să neglijez mese și știu, sunt conștientă că asta este rău, acesta este un lucru rău, dar încerc să schimb asta cumva, dar în același timp n-aș vrea să renunț la niciuna din activitățile pe care le fac. Sunt conștientă că mai am mult și sunt pe departe de a fi perfectă, dar în zi de zi încerc să fiu cea mai bună versiunea mea și încerc să corectez și chestia aceasta cu faptul că nu mai am timp pentru mine și să mă îngrijești mai tare de mine. Și consider că ar fi bine ca fiecare persoană să încerce să se iubească pe sine sau măcar să aibă timp de sine sau să fie mulțumită și fericită cu el însuși. Ai mers fain încolo. Vezi să ții degetele drepte, că se vede pe filmare. Primez. Mă gândesc într-una că trebuie să existe un răspuns și cumva toți îl căutăm. La mine cel puțin a pornit de la fizic, nu mă simțeam bine în corpul meu, nu-mi plăcea din mine, nu-mi plăcea cum arăt, mă simțeam greu și mă simțeam greu nu doar pentru mine, mă simțeam greu și pentru ceilalți din jur. Eram o povară. Când mă uitam în oglindă, de obicei vedeam ceva hidos, nu-mi plăcea deloc și eram foarte trist. Am început să mă accept fizic când am început să trăiesc și mai sănătos și să mă pun pe mine pe primul loc, pentru că e foarte important să ne respectăm pe noi și
dezvoltându-mi iubirea de fizicul meu, am reușit să mă accept și psihic, să-mi înțeleg gândurile și încerc pe zi ce trece să mă accept tot mai tare, deși încă fac greșeli. Tot procesul ăsta mă gândesc că e necesar în viață, pentru că nu ne putem bucura de lucrurile din jur dacă nu ne bucurăm în primul rând de noi. Și nu vreau să-mi ocup timpul cu tot felul de alte prostii ca să uit de mine. Pentru că eu contez până la urmă. Cum poate cineva până la urmă să funcționeze fără el însuși? E bine. Întinde-le mai tare. Tu te iubești pe tine. 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 Dar tu te iubești pe tine. Tu te iubești pe tine. Ești sigur că tu te iubești pe tine?